traveling. A la Bolívar, la que calella, cai sigurle, sardu i caledraja. A la Bolívar, la que calella, cai sigurle, sardu i caledraja. Publicitară. Haideți să o întrebăm pe Floarea Pop, de unde sunt acești frumoși copii pe care am urmărit în videoclip? Acești copii pe care i-am urmărit în videoclip sunt acum strânși de pe toate văile Someșului. La început a fost numai din St. George's Bay, dar încet încet ni s-au alăturat de la Zagra, pe urmă de la Poiana Ilvei, și de la Ilva Mică, de la Feldru, se presupune că ar mai vrea cineva, și din Mititei, din localitatea Acum am vrut să zic că de la tine, nu scopi. Da, și de la mine, din localitatea Mititei. Cine a avut ideea de a aduna acești minunați copii? Păi, bineînțeles că eu am avut ideea de a aduna. Am fost foarte sigură pe ceea ce vreau să fac. Și deși la început n-am fost chiar atât de susținută, oricui spuneam că vreau să îmi fac un grup de copii cu care, pe care să îi îndrum mai departe, nu prea îmi dădeau speranțe. Spuneam că da, încearcă, o să vezi dacă o să poți, dar eu de la început am spus pot și voi demonstra. Că încet, încet, bine, asta este chiar prima înregistrare, mai au încă 7 înregistrări pe linia folclorică și 3 colinde, împreună cu o urare, pentru sărbătorile de Crăciun. În ce an a înființat acest grup de copii? Acum 3 ani de zile, adică în 2006, în luna octombrie. Așa, dacă bine mi-aduc aminte. Dar așa, în toamnă a început activitatea mea cu acest grup de copii. Iar în prezent, cam câți copilași fac parte din acest grup? Păi, acum mai puțin. La început am avut în jur de 16, pe urmă a fost un număr de 22, dar pe parcurs am mai lăsat eu, nu că s-au lăsat ei, că acum ei așa spun, ne-am lăsat noi, dar am considerat că acei copii
nu pot să meargă alături de mine. Din diferite motive, nu vreau să jignesc pe nimeni pe post, dar mă deranjează în momentul când spune, a, eu am plecat. Nu-i chiar așa. Poate că și lor nu le mai plăcea de profesoara lor, dar am încercat eu pe calea amiabilă să îi las așa la o parte, să nu se supere nici ei prea tare. Vocea se selectează până la urmă, vocea spune cuvântul oricât. Da, bineînțeles, și dacă de la început am indicat să nu își facă individual piese, spuneau mamele că sunt banii lor și pe banii lor fac ce vor. Am zis, hai, totuși să încerc, să văd dacă pot să aduci un copil într-un stadiu, dar dacă vezi că după o anumită vreme sau un anumit timp nu poți să-l aduci în acel stadiu pe care tu îl vrei și pe care tu îl ceri, atunci îi spui, gata, până aici a fost, de aici nu se mai poate mai departe, doar tu până aici poți să te duci. Așa este, oamenii nu sunt întotdeauna așa de înțelegători precum ar trebui să fie. Haideți să urmărim în continuare câteva dintre diplomele pe care Menuț le-a primit în ultima perioadă sau cel puțin în ultimii ani. Avem aici o diplomă de excelență pe care a primit-o pentru implementarea cu succes a proiectelor a unei organizații. Ce ne poți spune despre această diplomă? Sunt implicat în mai multe colaborări cu organizații, printre ele, cred că diploma este de la Progres, da. Fundația ANA, Asociația pro apărarea drepturilor omului. Încerc pe cât reușesc să mă aplec și spre această latură a voluntariatului și să le spun tinerilor că merită să ne implicăm împreună în proiectele societății civile, pentru că doar așa vom reuși să avem o viață mai frumoasă, de ce nu? Mai avem aici o diplomă oferită pentru că îi pasă de semenii săi, cel puțin așa scrie pe ea, să sperăm că este și adevărat acest lucru. Este tot de la o organizație non-guvernamentală, de la ProAdo, pe care Menuț a primit-o în 5 decembrie 2006. A trecut ceva vreme de atunci. Și avem tot o diplomă obținută pentru voluntariat. Este tot din anul 2006, din 5 decembrie. Am fost voluntarul anului atunci, cred că Direcția Județeană pentru Tineret. Cel mai bun voluntar al anului 2006, într-adevăr. Avem și o diplomă de excelență obținută de Menuț. De la vicepreședintele Groza Avram, tot în anul 2006, se pare că a avut... Președinte Doina Orza, am avut un an mai prosper, așa, cu mai multe realizări. Și avem și diploma pentru merite deosebite în promovarea culturii românești. Menuț are foarte multe diplome. Din partea Societății Scriitorilor Bistrițeni, da, este acea diplomă. Amintit. Președinte Elena M. Compan, director profesor dr. Dorel Cosma. Doamna Bobocilor. Doamna Bobocilor. Unul dintre proiectele în care m-am implicat încă de la început este un festival pentru copii, în care la începutul școlii sunt sărbătoriți cu toții în parcul municipal, li se oferă dulciuri. Este un festival foarte frumos. Tot ProAdo, cred că. Da. O altă diplomă pentru volumul Pe aripa cerului. Ultimul volum, da. Cel mai recent, ultimul, că poate am un accident și mă duc. Avem o diplomă de onoare din partea ziarului Răsunetul Bistrița. Nu, pentru ziaristul sau îmi așa. Scuze. De la Zilele Năsăudului, cred că este. Este acordată așa, de primăria orașului Năsăud. Da, reprezentant al ziarului Răsunetul, da. Așa tot... și Zilele Năsăudului se numesc Dei Spas la Năsăud. Dei Spas la Năsăud. Da. Dar eu am fost la partea cu scriitori. Da. La colocviu. La Dei Spas n-am participat că n-am voce și nici relații. A, nu, dar așa se numesc Zilele Năsăud. Da, Dei Spas la Năsăud. Și eu am fost la partea cu scriitori. Mai avem încă o diplomă de excelență pentru activitatea cu